totuși să intre și cea care i-a declarat război lui Cosin Mărculescu. Vrea să-l confrunte pe artist, vrea să vorbească un pic față în față cu el. Nicoleta Voicu, fosta iubita lui Gheorghe Turda, intră acum în platou. Rol după rol după rol, dar pentru visul lor unii ucid visele tuturor. Bine ai venit, Nicoleta! Bună! Rol după rol după rol. Mă bucur să te văd, e foarte frumoasă. Mulțumesc. Te rog, ia un loc. Acolo, în colțul din dreapta. De ce e declarat război lui Costin? Nu-i declar lui Costin. Dar cui? Și acțiunilor pe care le face. Ai citit cartea? Nu, am văzut câteva materiale și la voi și la alte posturi de televiziune. Și pentru a descrie ce simt... Așa, te rog. Sau cel puțin sentimentul pe care mi l-a creat acele imagini. Aș vrea să trec puțin pe la teatru, să mă opresc la Ștefan Iordache. Vorbește mai tare, că eu... Care spunea în ultimul său interviu... Ștefan Iordache mormânta la Gruiu, nu e la teatru, ca să știți. Nu, dar metaforic vorbim. Metaforic. Da? Spunea în Jurnalul Național referitor la aspecte de genul acesta pe care le trăim și le-a trăit... că nu este nici vehement, nici supărat, ci mâhnit. Și am căutat zilele acestea să fac diferența între sentimentul de supărare și mâhnire. Cred că mâhnirea e un amestec așa de... Dar de ce ai supărare tu sentimentele cu o dezamăgire astea, profundă? Pentru că în materialele pe care le-am văzut au apărut doi artiști mari, două nume grele din muzica ușoară românească. Și venim cu astfel de dezvăluiri, aruncăm o pată nu doar asupra celor care au fost în acele materiale, ci asupra tuturor artiștilor. Pentru că oamenii dincolo de... Cine noi sau autor? Vorbesc la modul general. Păi nu la modul general, eu n-am scris o carte în care eu... Costin este singur. Uite, îl vizez pe Costin. El prin... Păi da, așa, să zic, nu e declarat război din start. Nu e război, vreau să... Eu n-am reținut, dumneavoastră sunteți fosta iubită a domnului Turda, nu? Ce legătură are cu subiectul? Nu, adică ca să știu. Așa v-a prezentat. Adică sunteți în cartea lui Costin. Nicoleta Voicu, solistă de muzică populară. Astăzi cântărea. Așa, nu, da. Eu nu da, știu în ce pe doamna, pe doamna. Voi doamna e în carte, să audă... Doamna e în cartea lui Mărculescu? Pentru că sunt prietenă nu cu... A, nu. Una din soțiile... celor pomenit, da. În unul din materialele prezentate. Și s-a venit cumva să vorbească este în numele. O prelungire, mai ales de momentele la care, momentul la care o face, pentru că artistul respectiv este în comă, la spital, nu se poate apăra, iar cealaltă solistă este moartă. Dar vreau să vă reamintesc că pe vremuri, la un post de televiziune care nu mai există, se chema, nu mai știu cum se chema, domnul Mărculescu a fost în platou împreună cu domnul, împreună cu doamna prin telefon și s-a dezbătut acest subiect. Îmi amintesc perfect că eram acasă, mă uitam la televizor. Greșesc? Și am fost și am făcut testul cu detectorul de minciuni și mai e și perfect. Test, nu știu ce, adică nu e ceva ca și cum... Eu am crezut să mă iertați că zice că s-a culcat cu noastră și înțelegeam că v-ar fi lezat dacă apăreați în carte. Eu cunosc pe Costin am și înțeles. Este un om minunat, însă mi-aș fi dorit ca în locul acelor două nume, da? Să pună X, fost... fie Diana Ross. Nu. Să fi fost două roluri de ale lui, magistrale. Să fi început cartea autobiografică. Stai, dragă, stai, dragă, puțin! Tu nu vorbești cu un diletant. Stai! Câte ani ai de carieră, dragul mami? 36. Cât ai? 36. Tu auzi? 36 de ani de carieră are. Păi îmi pare foarte rău, dragă. Dar tu acum vii aici să ceri lui socoteală? Dar tu câte ani ai, dragă, de carieră? 20. Unde ai doamna Mitoșeru? Doamna Mitoșeru. Unde ai făcut cumpa mea? Că n-am auzit niciodată de tine. Să-mi dați broașele înapoi. Nu se poate, dragă. Tovarășa Mitoșeru, dacă nu-i dați broașele înapoi. Nu se poate, măi, hai să păstrăm măsura. Asta vă rog și eu, doamna Mitoșeru, vă rog și eu. Îmi pare rău, tu știi că te iubesc. Nu, dar eu am venit cu ea în mașină și ea știe că o iubesc. Dar nu se poate așa să vorbești. Costin vrea să vorbească, până acoată cu tine. Mă, nu știu ce a făcut fiecare în viață, adică știu. În principiu. Eu știu ce am făcut eu. Da. Marele scriitor și realizator Dan Mihăiescu
care, pe lângă TVR1, a făcut la Antena 1 foarte multe show-uri. Multe. Da. Unul din cei mai mari realizatori ai televiziunei române. Și a scris materialele la mari comici de la Toma Caragiu, Amza Pelea, Demrădulescu. Da, hai că am trecut la două zi, că ai apărut în cartea lui. A scos o carte. Da. Mari comici pe micul ecran. În care sunt din sutele și miile de actori din România, sunt 59 de actori de care este scris aici și care au poză. Mă, sunt și eu aici, între aia, 59. Da, mă, nu contestă nimeni, Mărculescu, deci, numai că știi care e problema, tu ești ca în fotbal. Te-ai născut talent și ai murit speranță. Zi tu cu cine sunt pe pagină. Că ei știi pe tot. Da, e adevărat, draga așa mea. Este, Costin. Nu mai vorbit. Ce Costin, știi care e faza? Eu vorbeam și cu o colegă de-a mea mai devreme. Și repet, acea eu mereu carte te-am apreciat pe tine, carte, pentru că tu ai niște idei foarte bune. Și la un moment dat, noi doi chiar era să... Colaborăm. A fost un moment când trebuia să și colaborăm. Noroc că m-am oprit la timp. Da, ca să zic așa, că proiectul ăla nu s-a făcut. Cristina, draga mea, dar eu sunt de acord cu tine, că nu ți-a convenit ceva. Sunt de acord cu tine. Dar nu poți ca să dai cu noroi în el, să spui că nu e nimeni și să rost să vină acum Hodorong Trong să-ți arate ție ce a făcut în 30 de ani de carieră. Nu, iubita mea, tu trebuia întâi să afli exact cine e el. Și pe urmă da, să te dar nu e vorba de asta, doamna Mitoșeru. Acum eu înțeleg și pe Nicoleta și vreau să lasă că eu am vorbit cu ea să vorbească dinainte. Și cu Costin. Da. Ea a venit aici în numele, să zicem așa, a persoanelor numite în carte, care nu vor să vorbească. În calitate de ce? În calitate de amică. De ce n-a venit Florin Piersic sau n-a venit Maria Ciobanu sau Irina Login sau altcineva? Păi nu, cartea nu se vede la televizor, cartea se citește. Au fost imagini difuzate și cânturi din carte. Nu, dar cel mai interesant este că public, această tu ai venit aici în numele familiei tale. Numele meu. În numele tău. În numele tău. Mai cine mai vine în numele personal? Ce ai să-i răspunzi? Am înțeles. Să-i fi dorit să înceapă cartea cu două roluri mari. Ce-i răspunzi, Nicolete? Păi am răspuns cu această carte în care sunt, al lui Damiescu. Păi nu mă, da, știi ce se întâmplă? Adică unde e ca lumea, na? Da, am accesat numele tău pe YouTube. Crede-mă că apar acolo toate subiectele Pământului, mai puțin o secundă. Filmele o secundă. În care joc. Așa și pe dumneavoastră, domnișoară sau doamnă, știu, că dar, nu știu, dacă vă accesăm, va apare scandalul în care ați fost cu domnul Turda. Nu, au fost niște lucruri de lămurit. Lăsați, asta apar ultimele, adică ca să contrabalansăm cumva. Știi ce se întâmplă? O carte o putem citi sau nu o putem citi. O carte ne poate leza, ne strânește sau nu ne strânește un sentiment. Ăsta nici măcar n-a lansat-o. Vreți să vă zic părerea mea? M-a chemat de vreo 3 ori, 4 ori la lansare, n-a apucat până acum, nici nu știu dacă o mai lansează. Dar nici nu mi-aș dori. Dar, pe de altă parte, totuși, nu e bărbătesc și eu l-am întrebat pe Hol. Mărculescu, de ce îi scrie despre o femeie cu care te-ai culcat? Nu e ok. Asta e întrebarea noastră, nu a vrut să ne răspundă până acum. Întreabă-l tu, Nicolaia, dacă trebuie să răspunde ție. Îmi asum, s-au fost publice toate. Că ți-asumi, pe bune. Păi și ce vrei să fac altceva? Este o carte mondenă. Nu, eu nu sunt Sadoveanu, nu sunt Blaga. Carte mondenă? Da. Auzi, mă, dacă e o carte mondenă, momentul ăla în care te-am prins eu cu machiozele, pupându-te cu Bianca, nu spun și mai cum, așa, după dulapul ăla de fier din culise, ai pus-o în mondenă? Carte? Ce? Ai pus în carte momentul ăsta? Da. Ce moment? Unde e? Că să-l caut și eu. Mara. Nu, serios, cum îi răspunzi? No, cum ceva păi știi cum îi răspund? Că la vârsta care o am făcut ceva și pe și care, eu... Pe care, dacă o... vrei să... Cristina, ascultă-mă. O ardem corect. Cristina, da. Pe care, da. Uh-huh. Atât eu, cât și tu, și Mara, și Camelia Mitoșeru, dacă ieșim pe stradă, ne știe toată lumea. Și pe mine mă știu și câinii din Giurgiu. Pe mine nu mă știe toată lumea și e ok. Aproape toată lumea. Da, nu trebuie să apărem orice... Ce-i răspunde totuși? Da, Costine, da, publicul Costin, este format din oamenii care nu ne cunosc. Ce răspunde Costin totuși, Nicolete? O să aflăm după publicitate. Când mă pun și eu la curent să vedem ce a făcut Bianca Drăgușanu cu... N-am cu zis Drăgușanu, am zis-o Bianca. Da. Publicitate. Noi nu știm care Bianca. Nu, știm deloc.